Premierul României, Marcel Ciolacu, a vizitat astăzi șantierul autostrăzii A7. Șeful guvernului a fost însoțit la Buzău de Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, dar și de reprezentanți ai Companiei Naționale de Drumuri și ai administrației publice locale. Reprezentanții guvernului au inspectat mai întâi tronsonul Buzău-Focșan al autostrăzii Moldovei. Ca de obicei, pelotul vizitat de oficialii guvernamentali, cel între Buzău și Vadupașii, era o adevărată mobilizare de forțe, cu zeci de utilaje și sute de muncitori în șantier, fapt care arată implicarea exemplară a angajaților companiei UMB, firma omului de afaceri Dorinel Umbrărescu. Chiar în dreptul comunei Vadupașii, în zona unde se construiește un pasaj, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au făcut declarații de presă. Cei doi oficiali s-au declarat mulțumiți de stadiul lucrărilor pe toate cele patru loturi ale tronsonului dintre Buzău și Focșani. Premierul Ciolacu este sigur că în noiembrie vom circula pe drum de mare viteză între cele două municipii. Sunt patru tronsoane, tronsonul 1 și tronsonul 4 au finalizare în contract anul acesta și cu certitudine vor fi finalizați. Și mai rămân cele 3 și 4, dar unde stadiul este foarte, foarte avansat. Deci vorbim de la Buzău la Focșani. Așa după cum văd eu, cred că până la sfârșitul anului se va da drumul către circulație pentru acești 82 de kilometri și vom vedea de la Focșani încolo ce se va mai întâmpla. Sunt la 82% medie, cele patru loturi dintre Buzău și Focșani. Pot să vă spun urmarea discuțiilor pe care le-am avut cu constructorul că lotul 1 și lotul 2, adică de la Buzău la Râmnicu Sărat, mai puțin podul, vor fi dat pe circulat și lotul 4, cel din jurul Focșaniului, acea cocoașă pe care o știți cu toții, vor fi date în circulație undeva la jumătatea lunii octombrie. Diferența, adică podul de aici și rotul 3, undeva pe finalul lunii noiembrie. Deci, așa cum a anunțat și primul ministru, cei 82 de kilometri, se va circula pe cei 82 de kilometri în această toamnă. Șeful executivului speră că după ce va fi gata drumul de mare viteză între Ploiești și Pașcani, nu se vor mai produce atât de multe accidente rutiere grave pe DN2 E85, supranumită șoseaua morții. DN2, nu E85? DN2. Acel celebru drum, domnul primar de la Râmnic știe sigur și domnul primar de la Buzău, drumul morții. Părerea mea, să circulăm cât mai atenți în perioada următoare, fiindcă eu cred că prin septembrie, octombrie, cel puțin până la Râmnicu Sărat, se va da drumul pe autostradă și am scăpat și de acest coșmar, așa intitulat, drumul morții. Tot astăzi, Ciolacu și Grindeanu au vizitat tronsonul Ploiești-Buzău al autostrăzii A7. Se estimează că două dintre cele trei loturi ale acestui tronson vor fi date în folosință până la sfârșitul acestui an. Este vorba despre lotul 1, Dumbrava-Mizil, și lotul 2, Mizil-Pietroasele. Cel de-al treilea lot, Pietroasele-Buzău, unde lucrările au debutat abia în martie, va fi inaugurat la sfârșitul anului viitor. De altfel, reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că la finalul anului 2025 se va circula pe autostradă pe 330 de kilometri între orașele Ploiești și Pașcani.